Și femeile alea stătea toate la grămadă? Era ca la șatră la Neaurică. Eu spălam, eu făceam mâncare, eu făceam curățenie. Că nu eram mușumancă. Păi și era ce făcea? El era mușumance. Se gătea și se ducea la rugăciune. Păi și copilul? Copilul. Când a venit Antonucci ca să mă scape unul meu, să mă scape pe mine și a reușit, pe copil n-a reușit. Că am vrut să-l iau cu mine, să nu las acolo copilul. Am stat acolo singur, poate acum e frig, poate că plânsul lui s-a transformat acum în scâncet. Vreau doar să-l iau cu mine și să-l țin în brațe și să-l cresc, să-l fac mare și să-l iubesc. Auzi, Fan, dar Antonucci ăsta, cum te-a găsit el pe tine? Păi, mămica, Antonucci ăsta e om bun. Că dacă nu venea el ca să mă scape de acolo, muream până acum, dacă mai stăteam un pic acolo. Și, fătă, cine ești acum gravidă? Tot cum a grebiani? Antonucci? Ce e, mamă, Sofie? Îți place că să ai nepot de la mine? Da, ăla, cum să nu-mi placă, bre? Deci omul ăsta a muncit o viață întreagă și acum are toată averea sub sechestru. Despre asta e vorba. Ce, tu nu știi? Știu, știe toată lumea. Păi dacă știe toată lumea și știi și tu, atunci cum mă întrebi pe mine? Ce vreau de la tine? Vreau să mă scos de sub sechestru, să pot să încep afacerile, să-mi văd de afacerile mele. Să începem noi afacerile. M-ai uitat. Nu te-am uitat, fetița ta, te vină încoace. Frate Antonuciu! Amicul meu. Alergă. În ce hală? Păi, frățioare! Ai văzut? Ce hală? Mintea brici, spun eu. Băi, frățioare, bă! Păi pleca, mă, și pe mine m-a uitat aceea! Tătică! Au! Eu! Frățioare, nu mă invați așa că mă sperii, rog de tot, nu știi? Că eu nu văd! Iar. Parcă ți-am zis să nu mai zici, Antonucci, a? Domn Luciano. Da. Domn Luciano, a? Da, frățioare, iartă-mă. Alo! Șatra! Doamnele, atenția la băieți aici. De azi pentru toată lumea sunt Domn Luciano, da? Ca fratele meu, Dumnezeu să-l odihnească, care cânta de zicea lumea care privighetoarea în gât. Luciano Pavarotti. Bine, Don Lucian. Bine. S-a înțeles, băi, căprelor. Ah, ce bine, bă, frățioare. Ce bine că mă sprijini așa. Și ce frumos meroase, nu? Ce parfum e ăsta, a? Ce, pe Copacabana? Ăsta de pe piept? Da. Gucci. Gucci? Da. E fin Gucci, da. Mă. Bă, Gucci, e fin. Îți place? E fin, fă. Hai că ți-am adus și matare, niște. Nu. Armando. Ai adus cadourile? Mulțumesc foarte. Da. Dar nu trebuie. Păi unde-s? Nu trebuie. Vrei să mă le aduc eu? Nu, dacă vrei mă aduc eu. Dacă n-ai timp, le aduc eu. Mersi. Să trăiești, Hai, parte tu cadou. Că la cât bea Armando, mie că bea parfumele. Da, hai, da. Te rog. Da? Ce stroptaș ai făcut cu el? Oh. Mie îmi place să șlefuiesc la oameni. Fac căprelor! Vedeți că eu plec la șatră, la fratele Aurică.
cu fratele Don Loceanu. Că e paranghilie mare la șapă. Bine, lasă că venim și noi cu tine, noi căprili. Să nu ne faci de cacao pe acolo, noi căprili. Și te-ai sperat? Aia e supărată de la nunta lui Roza, că am zis că... Hai, mă ies. Păi, Elvise, tu ai văzut ceva? Că eu nu mai pot să dorm de o săptămână. Nu se vede, mă, nimic. Nu știu, că a băgat ăla la muncitori, la saci, la camioane cu dulapuri, dar zici că face palate acolo, nu știu. Eu am palmat un scaun și niște farfurii. Bă, dar de ce o leii tu, mă, Elvise? Ce fă? Eu am ajuns primul. Și eu ce fac? Îmi trebuie să culeg zestre pentru nuntă, da? E, hai, lasă tu, dracu, nu, dar adu farfurile acelea. Bă! Ea e mândria mea, studentă în anul 2 la ASE. Ia o să concă într-o bună zi Imperiul din Brava. Asta dacă tu mă scap de utalii ăștia să-mi deblocheze firmele. Gigi, ți-am spus că trebuie să ai toată încrederea. Băiatul e un scutat ale fiile, are toate ușile deschise și în plus... Ți-am explicat, mă, iar în spate pe zidar, pricepi? Da, mă, uite, și eu toată viața am avut în spate numai ziduri. Niciodată nu e prea târziu. La ce zice că e studentă? N-am zis. Nu, eu am zis. Nu, știu. Da, pe eu întrebam. Sunt studentă în anul 2, la AS. Mm-hmm. Vezi bine? Ce bine, dom'le, e prima din an, dom'le. Eu o să-mi calce pe urme. Gigi, dacă tot nu dai cafeaua, hai să... Să-ți iau o tensiune și să văd cum stai cu inimioara. Hai! Și tu, mai, iar vrei să mă dezbraci la bustul gol? Da. Dom'le, are o plăcere să mă vadă gol. E feblețea mea. Hai, dormitor! Bă, și aici vă am o ajutare, radio! Hai, fata, sărbătoare, să te asești și să cântă! Da, da! Să cântă în noi, să cânt! Să pun poșeta și cânt! Hai, liniștit! Haide, băi! Haide și cu vina ta, să curgă vinul în gurile la toată lumea! Trebuia să te porți așa cu spani. Ba da, i s-a urcat la cap cu limbășeală. Și ea acum e doar o țigancă în șatră. Ce? Să nu-l urască pe renul, să... Păi, de-aia suntem noi aici. Să avem grijă să nu se întâmple. Băi, ia stă-n jos. Acum că suntem așa, brusc, liberi, ce dracu o să facem? Păi, mergem la femeie. Da, că la bărbați e ocupat. Mare ochlă ești. Am fost. La ce ziceai că e studentă? Poftim? La ce ziceai că e studentă? La ASE în anul 2. Mm-hmm. Asta e Academia de Studii Economice. E, exact. E, exact, am înțeles. Bine. Bine. Înveți bine? Excelent. Da? Da. Bravo. Bravo. No, asta e tot. Nu mai știu ce să spun. Bine, mulțumesc. Mm-hmm. Ah, știi ce n-am făcut?
ce n-am făcut? N-am făcut prezentările. Așa e, da. Dinu Rotaru, îmi pare bun. Felicia Dumbrava. Oh. Ia arată și mâna cealaltă. Păi n-ai nicio aplicație. Corect? Corect. Deci bem o cafea. Domnule avocat, dumneavoastră știți ce vârstă am eu de vă arunc... Ce, cum? Ha? Știți ce vârstă am eu de vă aruncați în invitații de genul ăsta? Ia uimiți-mă. N-am nici 20 de ani. Extraordinar, până în 17. Îți place să ieși cu puștan? Enorm. Te-am simțit eu. Bem o cafea? Asta-i discret la tine, bă? Am vrut să fac o surpriză. Păi ai făcut-o, gata. Mersi. Bine v-am găsit, sănătate. Am venit să ne închinăm la noul Bulibace. Lasă-ți. Mulțumim frumos. Păi acela e casa voastră, dar cine înainte în șatră? Și voi sunteți intrați în familia noastră. Mulțumim frumos, mulțumim că ne-ați lăsat să ne punem patul nostru acolo. De azi înainte o să respectăm toți legile șatrei. Acum să facem cunoștință. Unde-i? Băiatul meu, Armando. Opa, mâna mea, mâna. Să trăiești, Buliba. Să trăiești. He? Pe Roza o știți? Fiți atenți cum vorbiți că s-a făcut nevastă ascultătoare. Și o să-mi aducă pe lume și un urmaș. Și ea cine e? Cine? A, fiimea, Regina. Du-te, fă, păși toată. Rămână, Bulibașa. Eu, într-un singur lucru, văd că s-ar putea rezolva situația asta. Mi-a trebuit să dai că trebuie și să dai unde trebuie. Știu foarte bine. Dar nu pot, mă, n-am acces la banii mei, mă. Au pus ăștia sechițul pe toată agoniseala mea de o viață. Păi de asta ținem și prezent, da, Gigi. Băiatul ăsta este singurul care poate influența o anchetă penală în favoarea ta, mă. Înțelegi? Tu ai un singur lucru de făcut. Să nu te enervezi, să nu te agiți. Stai, mă, dumne, așa... Așa mă știi tu pe mine, un nesimțit? Să stau cu fundul pe cămaș, așa, în timp ce e în pericol e viitorul copiilor mei? Bă, tu chiar nu înțelegi că n-ai voie să te enervezi? Păi nici să mă supăr, n-am voie. N-am voie să mă supăr. De ce n-ai vorbit, mă, cu Luca Stângaciu despre asta? De ce vorbești cu mine? Nenorocitul la care aș vrea să rămână în pușcărie și după moarte, acolo să rămân. Domnul Antonucci, azi e petrecere mare, sărbătoare mare, șatră. Haide, eu zic să stați cu noi, să petrecem. Nu ne băgăm în ale voastre. Nu se poate, nu se poate. Davide, adu o cană de vin aceea la oaspetele nostru. Nu se poate, hai. N-are rost. Adu-o ceva de halală, repede. Bulibașe, stai. Lasă să dau eu.
Ia că-l cinstesc eu pe dânsul, că e om de vază, că e om important și da. Voi aveți grijă că eu și cu statica facem ce facem și vă redecăm șatra, da? Și să fiți cu respectul pe el, că e om gata, foarte hai, important. Lasă, hai, lăsați-o pe flacără, ea vorbește mult că e obosită, săraca. Nu e așa. Nu, eu am venit aici să găsesc puțină liniște. Uite, o să beau un pahar de vin. Așa, așa. Asta a fost damblaua pe mine. Să vin acasă. Cu toții ne întoarcem într-o zi de unde am plecat. Farazu! Fădă, nu ne-ai spus, fădă, ce ai fugit de la nuntă așa și ne-ai lăsat cu ochii soare. Că sunt și eu coros. Ia mai taci dracu din gura aia, da? Da, ce a fugit de la nuntă? Gata acum, s-a terminat, vrei să te auzi în state? Și să-i vină vezela înapoi să te fugărească, dracu, pe tine pe teatră? Că mi-a și frică cu... Ai auzit ce a zis? Că s-a făcut soție bună și credencioasă, domnul Oceanu? A, și ia fiți atenți acilea la mine! Da, azi înainte nu mai e domnul Antonucci, e domnul Oceanu, băgați bine la căpățână! Ne-am înțeles? Lasă-i flacără! Haide să luăm un loc la masă, așa, toată lumea vor zic că dar Spania unde e, vrei? E cu curul în sus, că l-a pus bulibașă pe relu. Hai, lasă, hai, sargentino, hai, luăm la masă. Hai, toată lumea, la petrecere! Hai, să ne petrecere! Hai, toată lumea! Asta e un om foarte periculos. Fugi, băneați! E țigan de tradiție. Am impresia că ai băgat pe dracu în șatră. Mie nu-mi place deloc mătra lui. Ei, ție nici de state nu ți-a plăcut. State e dulce copil pe lângă asta. Hai la mă. Hai.